Aceasta este prima mea amintire. Eu, la o margine. Cel mai trist lucru care se putea întâmpla după ce reunești familia, după 18 ani, s-a întâmplat. Simțeam că mă sufoc. Uneori, viața bate filmul, iar tu, ca și om, te trezești actor în propria ta viață. Ce te faci atunci când alegi să devii actor și să trăiești o altă poveste? Despre povești nespuse stăm de vorbă cu actorul George Burcea. Vorbeam mai devreme un pic că viața ta a fost ca un carusel. Un carusel nespus. Lumea te știe, dar nu prea îți știe și povestea. Vezi? Și ne-am propus să te vedem în oglindă azi. Cum e asta? Lumea te știe, dar totuși nu te știe. Te știe prin prisma celorlalți sau prin ochii celorlalți, dar totuși povestea ta, de fapt, adevărată, din spate, background-ul tău, ceea ce se întâmplă în sufletul tău, totuși lumea nu știe. Dar totuși, lumea ce face? Te judecă. Exact. Cea mai mare judecată a ta, pentru că suntem în oglindă, pentru ce te-au judecat oamenii? Pentru spontanietatea mea. Zic bine, da? Moldovean la bază fiind, de foarte multe ori reacționez la instinct. Dacă îmi spui ceva și mă deranjează sau, nu știu, nu-mi place mie sau simt că nu e drept ceea ce îmi spui, reacționez instant. George are 5 ani. Îmi vorbeai de prima amintire puternică din copilăria ta. Nu poți împărtăși? Vai, Mihai. Da. Prima mea amintire la 5 ani este cu George mic, la o margine de sat, unde stătea bunica, în stradă, strigând în toate cele patru puncte cardinale, strigându-o pe mama. Mama, 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 mama. Pentru că mama plecase de lângă noi. După comunism, fiecare român atunci pleca unde vedea cu ochii să facă bani, să fie mai bine familiei, să... Și atunci, aceasta este prima mea amintire. Eu, la o margine de sat, în mijlocul ierbii, strigând-o pe mama. Și bineînțeles că ea nu era. Unde era mama? Era în Turcia. Să muncească? Da. A fost greu pentru ea să ia decizia asta? Să știi că am blamat-o foarte mult timp. Am blamat-o foarte mulți ani. Mulți, vreo 20. Am blamat-o pentru decizia pe care i-a luat-o atunci, de a ne lăsa. Însă mai târziu, crescând, am înțeles-o. Pentru că, nu știu, fiecare om ia anumite decizii crezând că va fi mai bine. Acum nu poți să știi că
că e bine, că va fi bine, că nu va fi bine, că va fi mai puțin bine. Nu știi. Am blamat-o foarte mult, însă mai târziu mi-am dat seama că asta și-a dorit atunci, asta a crezut atunci că va fi bine pentru ea și pentru noi și am încercat cumva să o înțeleg, să trec peste, să mă vindec, să o vindec și să o iubesc. Pentru că o iubeam foarte mult când eram mic. Iubeam foarte mult verile în care ea venea la noi acasă și stătea, nu știu, câte o lună, două, trei sau câteva săptămâni și plângeam și suferam teribil în momentul în care pleca. Și, de fapt, prin suferință și prin plâns, mai scoteam încă ceva. Cred că e mult spus ură, dar era o supărare. Era o supărare teribilă că mama pleacă. De ce pleci? Îi spuneai asta în zilele când pleca? Îți amintești zilele alea de despărțire? Da. Da, mi-amintesc. Era... Aoleu, Mihai, ce faci? Aoleu, ai intrat acolo. Doar dacă poți să ne povestești. Nu spunea nimic, pentru că mi-era rușine, mi-era teamă să-i spun. Mi-era teamă de sentimentul de a fi părăsit, de a fi abandonat total. Oricum mă simțeam abandonat. De ea, cel puțin. De tata oricum era abandonat. Dar mi-era teamă că dacă îi voi spune ceva ce mă deranjează, ceva ce eu în sufletul meu de copil simțeam atunci, nu știu, mama, uite, nu-mi place că pleci 9 din 12 luni pe an. Mi-ar plăcea să stai mai mult. Mi-era frică, enorm de frică, nu știu, că o să o superi, se va supăra și nu va mai veni. Deloc. Și atunci nu spuneam. Mi-a fost prea frică. Mi se părea că eram prea mic. Mi se părea că tot timpul am fost prea mic și prea lipsit de curaj, în așa fel încât să-i pot spune ceea ce mă deranjează, ceea ce gândeam eu ca și copil. Și atunci am preferat să tac și să aștept să se întoarcă. Vara următoare. Da. Ai fost singur la părinți? Ai frați? Suntem patru, doi băieți și două fete. Eu sunt cel mai mic din familie. În momentul în care părinții mei s-au despărțit, adică la 3 săptămâni după ce m-am născut eu, doi au rămas cu tata, cei din mijloc au rămas cu tata, iar sora mea cea mai mare și cu mine cel mai mic, am plecat în Moldova, la Puțureni, județul Botoșani, la părinții din partea mamei. Și frații? Frații au rămas acolo, ceilalți doi, la București, pe care i-am întâlnit pentru prima oară, adică i-am văzut pentru prima oară, în 2006. Frații tăi buni? Da. După 18 ani. Nu ți-ai văzut frații 18 ani? 18 ani, da. Și a fost, pot să povestesc acum, a fost o telenovelă. A fost o telenovelă totală. Undeva prin 2000, o mătușă de-a mea mi-a dat o adresă, adresa lui tată de la București. Mi-a zis, uite, George, știu că bunicii și mama ta și cu toții din familie încă nu te lasă să te duci să-ți vezi tatăl, pentru că ne-a făcut foarte mult rău. În fine, fiecare parte de familie, în momentul în care părinții sunt despărțiți, familia din partea lui spune o chestie despre mama, mama spune o chestie poate mai puțin bună despre tata. Și atunci era un fel de battle de asta între familii. Ei îmi spuneau de rău despre el și probabil și părinții lui sau și tata spuneau de rău despre mamă. Și au zis, uite, încă nu este timpul acum să te duci să-l vizitezi și nici noi nu dorim să mergi. Dar, uite o adresă aici. Aceasta este adresa tatălui tău. Când vei crește, eram în 2000, deci aveam 12 ani. Eu sunt în 88 născut. În momentul în care vei crește, în momentul în care vei simți să mergi la el, uite această adresă. Am luat-o, am băgat-o într-un portofel. În 2006, din greșeală, era mai Eforie Sud, din greșeală am găsit acea hârtie. Nu știam ce e. Și când o deschid, văd o adresă de pe lângă București, aici. Era adresa lui tata. Și am zis, wow. Wow. Eu cred că e timpul să merg să-i caut. După principiul, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, atunci am zis, ok, dacă voi nu m-ați căutat, înseamnă că e momentul, e timpul să vă caut eu. Și am venit singur de la Eforie Sud cu un autocar, după care am luat tot felul de metrou, autobuz, autocar, tot felul de lucruri. Nu știam, eram paralel, eram prima oară în București. Și am găsit o casă destul de mare, am strigat la poartă, că stau la casă,
a ieșit o mătușă de-a mea, nu m-a recunoscut. Și am spus, bună ziua, salut, mâine, îmi cer scuze că vă deranjez. Îl caut pe Cristian. Cristian este fratele meu. Dar cine ești? Și zic, un prieten foarte bun de-a lui. Spuneți-i să vină dacă e pe aici. Da, stai că a fost aseară la o petrecere, nu știu ce, încă doarme. Era 2-3 după amiază, nu mai țin minte. Tremuram, eram... Și în buzunarul drept aveam buletinul meu. Am zis că în momentul în care mă întâlnesc cu ei, să le arăt buletinul să mă creadă că eu sunt fratele lor sau sunt fiul tatălui meu. Și după vreo 5 minute iese fratele meu din curte, îl văd cum iese din casă și vine spre mine. Era somnoros, așa, se freca la ochi, era... Și iese din curte și se uită la mine așa. Da, salut, ce vrei? Și mă uit la el și zic, Burcea Cristian? Și zice, da. Cu buletinul și zic, eu sunt George Burcea, sunt fratele tău. Aleșinat instant. Apoi am mers în curte, am intrat în casă, a venit și mătușa mea. M-au dus într-o cameră acolo, unde toată lumea a sărit pe mine, bineînțeles. Și au început să strige la tata și la sora mea, că erau cu toții acasă. S-a întâmplat ca în acea zi să fie cu toții acasă. Și a intrat tata și când m-a văzut a zis, băiatul meu, a leșinat. A intrat sora mea după aia, după 30 de secunde, ceva de genul, și a zis, fratele meu, a leșinat peste tata. Și eram pe pat, înconjurat de vreo 7 oameni, cu fratele meu care mă strângea de mână de vinețise, efectiv, eu uitându-mă la ei, unul peste celălalt, leșinați. A fost un moment efectiv de telenovelă, de film, de nu știu. În prima zi am vorbit. Ce faci? Unde ai fost? De ce n-ai venit? De ce nu ați venit voi? Cum ți-a fost copilăria? Nu știu. Tot felul de lucruri. După câteva zile nu mai aveam ce vorbi. Și cel mai dramatic, din punctul meu de vedere, cel mai dramatic punct a fost în momentul în care eu am reunit familia. Acesta a fost visul meu de mic. Când eram copil, mă gândeam că într-o zi voi fi un fel de Superman și voi reuși să-mi strâng toată familia la o masă și să stăm așa, la o masă ovală, cu toții, cu tata, cu mama, cu frații mei. Păi, ce faceți? Uite că am fost despărțiți, nu știu, 18 ani. Haideți să ne strângem mâna, chiar dacă nu mai suntem cu toți împreună acum, chiar dacă voi doi ca părinți nu vă înțelegeți. Nu e nevoie, vă înțelegem acum. Dar haideți măcar să vorbim. Mult. Cum au ajuns părinții tăi să se despartă când aveau un bebeluș de 3 săptămâni în brațe? Și alți 3 mari. Și alți 3 mari. Uite, se leagă foarte mult în acest roman pe care l-am scris și îmi doresc să spun o singură chestie. Dar e foarte importantă pentru mine. Nu am scris această carte, acest roman, pentru a da în tatăl meu. Pentru că așa cum este el, îl iubesc, încerc să îl iubesc din ce în ce mai mult, să accept ceea ce s-a întâmplat și să-l iert. Dar am scris această carte pentru că eu cred foarte mult că violența domestică, indiferent că este fizică sau mai grav, psihică, nu are ce să caute într-o familie. Iar motivul principal pentru care ei s-au despărțit după 9-10 ani de căsătorie, a fost violența domestică. De fapt, ca să te înțelegi pe tine, ai vrut să înțelegi povestea mamei? Da. Ca să poți să o ierți pentru anii când a plecat de lângă tine? Da, pentru că nu înțelegeam de ce. Nu înțelegeam de ce și, da, n-am înțeles foarte mult timp de ce doi oameni s-au despărțit. Cât de greu putea să fie? Cât de grav putea să fie? Adică câtă bătaie să fie luat? Și okay. Cât de grav a fost? Grav, copci în cap, oase rupte, mâini, picioare, doctor, internat, alergat prin zăpadă, iarna, cu 4 copii în brațe, fugit prin noroi, lame la gât, tăiat de gât. Grave, destul de grave.
Cu siguranță fiecare, atât mama cât și tata, au avut partea lor de vină. Însă ceea ce știu foarte, foarte, foarte bine, cu dovezi foarte clare, este că violența domestică, gelozia și băutura, din păcate, au distrus această relație. Ai apucat să vorbești cu mama, nu fiind părtaș la tot ce s-a întâmplat acolo. Cumva viața ta a fost mai ușoară pentru că ai fugit? Ți-a povestit ziua aia când a fugit de acolo? Cum s-a hotărât? Ce a mânat-o după 8-9 ani de violență atroce? Cum și-a găsit puterea în ziua aia cu copilul de 3 săptămâni în brațe să plece? Ce a fost diferit în ziua aia? Frica. I-a fost frică, i-a fost mai teamă ca niciodată. A simțit că dacă nu face acel pas atunci, viața ei se va sfârși. Pentru că venea după o noapte în care a stat cu lama la gât 4-5 ore cu copiii plângând în pat, cu toți 4 copii, și a doua zi când s-a trezit a zis, de fapt nici măcar nu a luat ea decizia, ci copilul cel mare a zis: mami, ce facem? Ce facem? Dacă mai stăm aici, ok, poate noi ca și copiii nu ne curățăm, dar tu te curăți. Tu vei muri. Ce facem? Și atunci, mânată de socrii, de copil, de instinct, de frică, de nu știu, a luat decizia să-și ia cei 4 copii și să fugă prin zăpadă. În februarie a plecat. În februarie pe un ger năpraznic, erau, nu știu, minus 25, minus 30 de grade, și a fugit cu 4 copii pe jos, cu autocarul, cu autobuzul, pe jos, iarăși, până la gară. La gară s-a urcat în tren și a plecat la Botoșani. Totul s-a întâmplat aici, în București? Aproape de București. Aproape de București. Și ce nu înțeleg? A apărut despărțirea dintre tine și frați. Unde a pierdut mama ceilalți pui și te-a păstrat numai pe tine? Deci, când s-au despărțit, mama a fugit cu toți 4 copii. Și am stat împreună undeva la un an jumate, cred, ceva de genul. Eu eram prea mic, revin, să-mi dau seama, să-i cunosc, să-i țin minte. După vreun an jumate, tata a făcut o crimă și a omorât amanta. Și probabil trebuia să fie mama, dar slavă cerului, din fericire, a scăpat mama. El adică avea amantă de foarte mult. Tatăl tău, până la urmă, a omorât pe cineva. A omorât, da. A omorât, da. A omorât pe cineva. Și după vreun an jumate, cred, după ce mama a fugit cu copiii, tata a făcut o crimă. Era cercetat, a intrat la pușcărie, ceva de genul. Nu mai țin minte exact cum a fost. Mama deja a început să facă acest troc, zic bine, troc cu turcii, te duceai, luai cămăși, aduceai aur, luai tot felul de așa. Bunica de la țară, de la Botoșani, unde stăteam noi, stătea cu 4 copii. Eram 4 copii mici, eram cel mai mic, era foarte greu. Și atunci bunicii de la București au transmis un mesaj de la tata, care era încarcerat, și au zis: uite, soțul tău a zis să-i dai 2 copii, că sunteți 4, ai 4, pardon, aveți 4, 2 îi dai lui și 2 îi păstrezi tu. Mama a cedat și a zis: ok, pentru că părinților mei le este foarte greu cu 4 copii, pentru că eu plec și vin, nu pot să stau mereu cu ei, cedez. Și atunci ce-au părțit copiii? Cei mijlocii, că așa a cerut tata. La tata... Deci a cerut anumiți copii? Da. Și cel mai mic și cel mai mare la ea. Și așa, după un an și ceva, cred, ceilalți 2 frați s-au întors la el și au stat până când am întâlnit eu, în 2006, chiar și după aceea. Au râs toată copilăria, clasele 1-8 și chiar și în liceu copiii râdeau de mine. Că când aveam părinți... unui criminal? Că sunt, da. Că sunt copilul unui criminal, că mama a plecat în Turcia și că, de fapt, nu am părinți și că sunt prost îmbrăcat și că nu am bani și... M-au frustrat, îți dai seama, chestiile alea. Dar, totodată, m-au întărit. Și am încercat să iau fiecare problemă, să o transform într-un atu pentru mine. Parte de dragoste ai avut? Când nu era mama,
Cine ți-a oferit dragostea? Bunicii mei. Bunicii mei, da. Mai sunt? Bunicul, asta voiam să spun. Bunicul, din păcate, s-a dus acum foarte mulți ani. 2014. Și apropo de el, aveam repetiție la teatru și aveam reclame pe la televizor și mă vedea în diferite spoturi. El, săracul, nu mai putea, nu mai vorbea, deloc nu mai vorbea, stătea doar cu ochii în sus, dar televizorul era deschis. Și din când în când vedea reclame cu mine. Și mă striga pe nume. Și îmi spunea, deci el nu vorbea deloc, dar spunea să vină George, să vină George. Și am fost într-o sâmbătă, ții minte, am fost într-o sâmbătă, zăpadă până la brâu, am mers vreo 3 km jumate pe jos, m-am dus, l-am văzut, am stat câteva ore cu el. N-a vorbit deloc cu mine. Mihai, deloc. Era cu mâinile pe piept și se uita în sus, cu ochii împânjeniți. Și eu, mă rog, am vorbit foarte multe lucruri, din copilărie, mi-am cerut scuze, mi-am cerut iertare, i-am adus aminte de momente bune și frumoase, când mergeam la pescuit, când mergeam la cosit, când mergeam, tot felul de momente, nicio reacție. După câteva ore am spus, bunicul a început să ningă, a început să viscolească din ce în ce mai tare, nu pot să mai ajung la Botoșani și după aia nu pot să mai ajung a doua zi, în luni, pardon, a treia zi, cum ar veni, aveam examen de licență, examen. Și în momentul în care am spus că trebuie să plec, nu știu ce forță a venit spre el, Mihai, și a spus atât, te rog să mai stai. Și a început să plângă. Și m-a aruncat așa la coș, nu știu. Și mi-am cerut iertare, mai stat vreo 10 minute după care am plecat. Asta se întâmplă la sâmbătă. Și marți la ora 10 a murit. O să mergem acum înapoi, lângă București, în ziua când ți-ai reîntâlnit familia. Tu știai că tatăl tău este un criminal, ți s-a spus toată copilăria. Te-ai gândit atunci când erai micuț să-l vizitezi? Cum a fost impactul? Ai simțit să afli lucruri despre crima pe care a făcut-o el? Adică ai luat un tată, l-ai luat în brațe cu tot cu poveste, ți l-ai asumat? Până să-l întâlnesc, nu exagerez, dar nu a fost săptămână în care să nu îmi doresc sau să nu vizualizez într-o piesă muzicală, într-un videoclip sau într-o piesă de la radio, să nu vizualizez, mai ales cea mai romantică, așa mai de dragoste, sau despre părinți sau despre frați, să nu vizualizez cum că într-o zi eu mă voi întâlni cu familia mea, cu cealaltă jumătate de familie și voi strânge în brațe, indiferent de ce s-a petrecut. Și voi strânge în brațe, le voi spune că iubesc și da, că voi dori foarte mult să aflu de ce-ul ăla. De ce s-a întâmplat asta? Că cealaltă jumătate de poveste o știam. M-au bombardat toți. Dar îmi doream cumva să ascult și punctul lui de vedere. Și ce crezi? Că da, am ajuns în punctul în care să stăm la masă și spun, zi-mi și mie, tata, care a fost? Zi-mi și mie adevărul. Că mi se pare normal, adică după 18 ani în care lipsești, după 18 ani în care, printre primele cuvinte pe care mi-a spus tata, și ea, nu vreau să dau în el, îl iubesc și îl respect, dar povestea asta este nevoie să fie spusă. Primele cuvinte au fost, m-am gândit de foarte multe ori să vin la tine, dar n-am avut bani de tren. Bro, tu vrei să-mi spui mie că 18 nenorociți de ani n-ai avut un bilet de tren? N-ai avut bani de un bilet de tren? Păi veneam pe jos. Sunt 550 de kilometri, vă jur că veneam pe jos pentru copiii mei. 18 ani, tu nu ai avut bani pe un bilet, un nenorocit de bilet de tren să vii să mă vezi? Nu, că voiam de foarte multe ori, dar mai așteptam să strâng niște bani și veneam. Practic, poi mâine. Bă, chiar ieri, dacă se poate. Ieri era să vină, dar s-a dus trenul de 2:30. Și bineînțeles că am cerut niște explicații și a reacționat foarte urât. Adică tot el a reacționat urât? Da. O săptămână am stat la el atunci. O săptămână am stat la el
și s-a lăsat cu, cu amenințări grave. Adică pus mâna pe cuțit și aceleași lucruri pe care le făcuse cu 18 ani în urmă, cu altcineva, cu o amantă, cu o iubită, ce era, început să se le facă cu propriul lui fiu pe care îl văzuse pentru prima oară după 18 ani. Dar ce-ai simțit când a ridicat cuțitul la tine? M-am speriat. Și nu că m-am speriat și după aia m-am blocat. Știi că sunt acele videoclipuri cu căprițele alea pe net care aleargă și când se sperie încremenesc și cad? Așa, late, zici că au murit. Așa am cremenit eu. Și când am văzut, nu, doream cumva să mă mișc, să fug, știi, dar nu puteam să mă mișc. Și a venit fratele meu și a calmat situația. De ce vă certați? Nu ne-am certat. I-am cerut explicații. Adică i-am spus, te rog frumos, spune și mie partea ta. Uite ce mi-a spus mama. Uite ce mi-au spus celelalte neamă. Spune-mi și mie. Și am cerut despre violența domnească, despre bătăile pe care le-a dat mamei, despre alcool, despre amante, despre... Adică îmi doream și eu să știu, nu l-am tras la răzi. Auzi, dar tu cu... Nu, chiar am vorbit destul de frumos. Și atunci s-a enervat că îl întreb prea multe lucruri și a reacționat violent. Și nu a fost prima oară. Au fost foarte multe momente când l-am vizitat, când stăteam cu el față în față și mai vorbeam, chiar și în prima întâlnire, și în a doua, și în a treia, și în a cincea. Stăteam și vorbeam cu el. Și mă uitam în ochii lui în timp ce vorbea cu mine. Și nu-mi plăceau anumite lucruri de la el. Dar nu că nu-mi plăceau. Mă uitam în ochii lui, mă uitam la mâinile lui, la gesturile lui. Și parcă le uram. Și nu înțelegeam de ce. Dar după un timp mi-am dat seama că gesturile pe care el le face și gesturile care nu-mi plac la el... Le-ai și tu. Și atunci am zis că nu pot să fac asta. Înseamnă că sunt la fel ca el. Înseamnă că și eu voi fi un om violent, un om care își înșeală soția, nevasta, iubita, habar n-am ce, și ușor, ușor, cu toate gesturile pe care eu le am de la el, voi ajunge să fiu exact ca el. Îmi doresc să fiu lucrul ăsta? Îmi doresc să fiu la fel ca el, pardon? Nu. Și atunci am încercat cumva să-l înțeleg. Sincer, nu pot să spun că l-am înțeles total. Nu pot să spun că l-am iertat total. Va trece foarte mult timp, probabil, până să fac lucrul ăsta. Foarte mult timp, cu greu. Dar încerc să-l înțeleg. Că să înțeleg de ce a făcut, ori mi este mie foarte greu, ori nu mi s-a explicat de ce a făcut, ori poate nici nu e nevoie să știu. Important este să accept că acesta este el, aceștia suntem noi la familie, acesta este trecutul, prezentul și foarte important să fim cât de cât bine, sănătoși, psihic pentru viitor, pentru noi și pentru copii. Când ți-ai dorit să-i reunești mamă, tată, frați, n-a fost prea mult să-i cer mamei tale să o pui la aceeași masă cu tatăl tău, care aproape a omorât-o? Într-adevăr, am încercat să-i aduc pe toți, să fim toți cinci, șase, pardon, la masă. Dar mama nu a acceptat să fie și tata. Mama doar când aude de tata tremură. Imaginează-ți că, cred că era 84, 85, nu mai știu. A avut, nu mai știu, 8, 10 copci în mijlocul capului aici. De la un par, știi ce? Un par mare scos din gard și... Da. Pe viu a fost cusută săraca și după aia timp de 18 ani, în fiecare an, sau odată la 2 ani de zile se opera, să îi se scoată cheagurile de sânge de pe creier sau aproape de pe creier, ceva de genul. Și mama a spus, George, nu, tremur doar că mă gândesc la el, nu? Nu pot. Cea mai mare, cred că una dintre cele mai mari dureri ale mamei mele au fost în momentul în care eu am cerut să ne întâlnim,
să pornesc telefonul pe audio și să-mi povestească toată viața ei, tot ceea ce a trăit ea, că eu după aia să pot să scriu cartea și film. Teribil, n-am văzut-o pe mama atât de deschisă și atât de distrusă interior, atât de măcinată interior, i-am spunea, George, eu nu sunt cu tine aici. Noi suntem aici, pe canapeaua asta, dar eu nu sunt aici. Eu sunt acolo, din 80 până la finalul anilor 80, eu sunt acolo. Retrăiesc fiecare moment și mi-e teamă. Și mama, suntem doar noi doi. Nu. Două chestii care au fost puternice pentru tine. Prima amintire de la 5 ani și amintirea de acum, în momentul în care ai mers cu iubita din nou acasă. Ai făcut din nou drumul către casă. Da. Îți amintești drumul acela? La ce te-ai gândit? Știi că la capătul lui te așteaptă mama? Da. Și e și bunica acolo. Da. cred că am fost la Crăciun. Și nu mai fusesem de vreo 3 ani de zile, cred. Și săraca bunica, 84 de ani, îmi spune, George, te rog, vin la mine. George, te rog, vin la mine. Și îi spun mereu, bunica, mâine, bunica, într-o lună, bunica. Și mereu se pare că nu găsim timp. Dar de fapt nu este vorba de timp, este vorba de prioritățile, prioritizarea lucrurilor pe care tu le-ai de făcut. Și în momentul în care am mers, aceeași margine de sat, am fost foarte trist pentru că la poartă era doar bunica, nu mai era și bunicul, deși eram conștient că nu e. Dar eram, adică noi când mergeam acasă, eram obișnuiți ca la poarta aia de la marginea satului să stea un bunic și o bunică. Acum era doar bunica cu nilic albastru, cu ochii albaștri erau pătrunzători, te-i vedea de la 2 km, plângând, și mi s-a părut totul pustiu în jur. Vecinii dispăruseră, bunica pe o rază de, nu știu, câțiva kilometri, bunica era singură. Singură la marginea satului. Ea, cu cele două, trei goboi pe care le avea și cu vulpele care îi mâncau goboile din când în când, că ea săracă nu mai putea să aibă grijă de ele. Totul mi s-a părut mic. Era atât de mic, Mihai. Când eram mic, mi se părea totul atât de mare și avea bunica sârmele alea pe care punea la uscat hainele. Și eram mic și săream să ating sârmele alea și au mai crescut câțiva centimetri. Și acum am uitat, sârmele erau aici. Și eram, wow. A trecut timpul. Totul mi se părea mic, totul mi se părea învechit, dar totuși amintirile erau mai proaspete ca niciodată. Ca să încheiem acest capitol, ai făcut pace cu ambii părinți? Nu. Nu am reușit să fac pace cu ambii părinți. Nu am reușit să iert în totalitate. Și repet ceea ce am spus mai devreme, cu siguranță va trece mult timp. Va mai trece mult timp până să spun, da, Mihai, i-am iertat, sunt un om drept, cinstit, accept 100%, nu mai am nicio problemă. Nu, pe mama o iubesc, mama mă iubește. E aici, lângă mine, e omniprezentă. Dar mai e ceva. În ceea ce privește partea bărbătească, ți-am spus, acolo e dificil. Asta nu înseamnă că nu îl iubesc. Asta nu înseamnă că nu îl respect cât de cât. Asta nu înseamnă că îmi doresc să dau în el constant, cum spune sau cum am dat în știri sau habar în articole. Nu îmi doresc. Dar eu îmi doresc ca povestea noastră să fie expusă, ți-am spus, pentru mine, pentru vindecare. Poate așa reușesc să mă vindec mai bine. Uite, poate după ce voi lansa această carte, poate după ce voi face acest film, poate după ce va mai trece timp, după ce mă voi maturiza puțin mai mult, poate voi înțelege mai bine de ce-ul lui, de ce-ul ei, de ce-ul nostru, de ce-ul meu în viață. Apropo de iubire, toată lumea știe, ai avut o soție extrem de cunoscută care ne-a marcat viețile tuturor, toți o știm, dar ți-a marcat ție viața. Primul meu contact cu tine a fost în momentul în care ea era într-un fel sau altul între viață și moarte. Și am putut să văd acolo un soț care își
venerează familia, așa cum n-a avut poate parte, și soția. Vreau să întreb ce ai simțit atunci, cum au fost momentele alea pentru tine, când trebuia să ai grijă de un copil, în timp ce altul avea nevoie de iubirea voastră. A fost un moment, nu știu dacă delicat este termenul potrivit. Foarte delicat, foarte, a fost un moment de răscruce. Pentru toți membrii familiei, și din partea ei, și din partea mea, și mai ales pentru noi. A fost destul de dificil să vezi consoarta aproape pe moarte, un copil de jumătate de oră născut, unul care te aștepta acasă, mama ei, care aștepta să o sunăm, să-i spunem că a fost bine sau nu. A fost foarte greu. A fost foarte greu. Și să știi, da, ai spus foarte bine, pentru că eu nu am avut parte de familie, am încercat cumva să mă concentrez și să-mi adun toate puterele și energia și psihicul să mi-l întăresc în așa fel încât în momentul în care eu îmi voi forma o familie, să pot să fiu 100% lângă ea. Dar ce crezi? Lucrul ăsta nu s-a putut 100% și după acel moment, de exemplu. Pentru că atunci am fost, eu în momentul în care am fost lângă un om, am fost 100%. Așa cum am fost și în această relație, atâta timp cât am fost, am fost. În momentul în care n-au mai putut funcționa lucrurile, mi-am spus la revedere, am plecat, indiferent de cancanul și alte lucruri, nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, lucru care mă bucură enorm de mult, două fetițe sănătoase, ceea ce e cel mai important și mulțumim lui Dumnezeu. Și este important ca atât ea, cât și eu să ne vedem de interesele copiilor și interesele noastre personale, dar și de interesele copiilor, pentru că ei sunt cei mai importanți acum în relația... Dar te vezi cu fetele. Constant. Adică, slavă cerului, acum de două luni de zile mi se permite să le iau la mine, în apartamentul în care stau, și le iau, cred că cu excepția a două weekenduri, le-am luat în fiecare weekend, de vineri până duminică. De obicei merg vinerea, le iau de la grădiniță și le duc acasă duminică seara. Și le iau constant. V-ați despărțit. Te-ai simțit abandonat la prima problemă pe care ai avut-o în cuplu de către soția ta? Da. Da. Și prima problemă, primul moment în care m-am simțit abandonat a fost fix acel moment cu declarațiile tatălui meu. Punctul în care tatăl meu a ieșit public să spună lucruri despre mine, să mă acuze, atunci m-am simțit singur împotriva tuturor, aș putea spune, deși împotriva tatălui, dar împotriva tuturor, pentru că și televiziunea și presa scrisă au dat în mine foarte mult. Și atunci m-am simțit singur, pentru că îmi doream cumva... Să-ți fie alături. Cineva. Cineva să-mi fie alături. Și în afară de nașul copilului meu, copilul meu cel mic, Iulian Burciu, care este și prietenul meu și colegul meu, omul cu care locuiesc de atâta amar de ani, nu a fost nimeni alături de mine. Și m-am simțit abandonat. Da. Ți se pare vreodată că în privința divorțului, pe care nu ți l-ai dorit niciodată pentru că ai vrut ca mama și tata să fie împreună, ți se pare că retrăiești ceva urât când vine vorba de divorț? Presupun că în momentul în care ai intrat într-o căsătorie având background-ul tău și copilăria ta, ți-ai dorit să fie pentru totdeauna. Cu siguranță când m-am înhămat la căsătorie, nu m-am... La căsătorie, de fapt, da, când am decis să avem primul copil, după care al doilea copil, căsătoria a venit târziu, nu m-am gândit că sau va urma să facem acest pas. Dar iată că a venit și cu siguranță a venit pe fondul problemelor din trecut. Dar totuși, îmi doresc să punctez foarte mult această chestie. Nimeni, dar absolut nimeni din punctul meu de vedere, nu este vinovat pentru greșelile sau pentru deciziile pe care tu acum ca om matur sau eu acum ca om matur le iau. Faptul că eu m-am despărțit... N-are nicio... Ce legătură are mama? Ce vină are mama? A, că în trecut, că tata, că mama... Da, a fost decizia mea. Deci nu-mi doresc cumva să pun nici cu cartea și nici cu viața mea personală, deși influențează
părinții influențează. Pentru că ești vulnerabil. Influențează, exact. Dar nu-mi doresc să pun problemele mele pe care le-am avut în căsnicie, în viața de zi cu zi, nu-mi doresc să pun toate aceste probleme în cârca părinților, că ar fi păcat. Episodul cu stupefiantele a fost real? Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată atunci când s-a și aflat. Lucru pe care îl regret, a fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a repetat pentru că, uite, de foarte mult timp sunt în tot felul de teste și alte lucruri. Îmi pare rău. Îmi pare rău că s-a ajuns atunci în acel punct. Dar iarăși spun, cu siguranță a fost nevoie să se întâmple pentru că viața avea să-mi dea încă o lecție. Nu se apucă de genul ăsta de consum din ani. A existat un fond, erai nefericit, erai neîmpăcat cu situația ta de atunci? Cu siguranță foarte mulți oameni, să spun în general așa, recurg la astfel de gesturi sau poate chiar și la alcool sau la alte nebunii, în momentul în care se simt slabi, se simt neputincioși, se simt singuri, se simt abandonați, se simt singuri într-o problemă și uite, apropo de ceea ce m-ai întrebat mai devreme, dacă m-am simțit singur abandonat. Da, m-am simțit abandonat și probabil, poate de asta m-am dus în altă zonă pentru... Am avut așa o scăpare. Există undeva bucuria? Pentru că viața ta este făcută din punți, urcușuri, coborâșuri, peste coborâșuri. Par așa un munte greu de dus. Dar există undeva o parte pozitivă. Aveai să te îndrăgostești într-o emisiune la televizor. Sunteți împreună. Ești fericit acum. Cum se simte acum iubirea? Este cel mai iubirea din punctul meu de vedere. Iarăși nu vreau să dau în teorii clasice. Dar din punctul meu de vedere, iubirea este cel mai frumos lucru pe care Dumnezeu, Allah, Jehova, repet mereu lucrurile astea pentru că nu-mi doresc să se supere oamenii din diferite religii, pe care ei ți-l pot da. Indiferent de ce problemă ai, că ești bolnav, că nu ai bani, că nu merge cu meseria, dacă ai omul potrivit lângă tine, dacă simți omul potrivit 100%, nu așa că suntem un cuplu căsătorit și ne iubim, vai ce iubire mare, dar de fapt totul e fake. La TV afișăm că e iubire și în spate e mocirlă. Dacă ai lângă tine un om sincer, 100%, care te susține, poți să treci peste orice în viață. Iar eu de un an de zile am reușit să trec peste foarte multe lucruri, tocmai datorită faptului că am lângă mine o persoană extraordinară. Bineînțeles că sunt și puncte mai bune, sunt și puncte mai puțin bune. Poate te mai cerți, poate te... Dar, per total, este genial. Să-mi dea Dumnezeu puterea ca ușor, 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 ușor să pot să înțeleg în totalitate trecutul meu și să pot să-l accept și să pot să mă vindec în totalitate, în așa fel încât să nu mai repet greșelile părinților mei și să încerc cumva, ca pentru copiii mei, să fiu un tată mai bun și să le ofer mult mai mult decât părinții mei sau tatăl meu m-a oferit mie. Îți mulțumesc, George, că ai stat în oglindă, iar eu am descoperit că nu ești doar soțul cuiva. E mare lucru. Mulțumesc mult! Sunt foarte rare ocaziile când noi venim în fața țării să ne spunem problemele. Ne rușine, ne teamă, dar atunci când o spunem, când vorbim cu voce tare, s-ar putea ca undeva acolo viața cuiva să se schimbe. Vă mulțumim că a stat în oglindă!